fost la revenire. Încă nu ne-a dat rezultatul. Noi mulțumim la Speranța pentru România. Cu ajutorul lor am dus să facem remeneul. Da, cu ajutorul lor am ajuns să facem remeneul, că nu aveam niciun bănuț. Și mulțumim la Speranța pentru România că ne-a ajutat și la toți donatorii care donează pentru Laurențu. Noi vă mulțumim foarte frumos că sunteți alături de noi în continuare și acum așteptăm să ne cheme la spital ca să facem tratamentul. Azi a venit, de ea a făcut analizele acasă, că acum ne cheamă în funcție de analize, că nu prea îi crește analizele, are analizele prea scăzute. Și noi mulțumim foarte frumos la toată lumea care ne ajută, la toți donatorii care ne ajută la Speranța pentru România.